Eu personal ved o dorință și chiar anumite mișcări pe partea Băncii Naționale a Moldovei, care într-adevăr dorește schimbarea și inclusiv nouă conducere, se dorește într-adevăr reformarea din temelie sectorului, la moment se implementează și suntem în procesul de aliniere la prevederile Basel 3. BNM activ colaborează cu donatorii străini privind obținerea și asistenței tehnice în acest sens. Însă, cred că trebuie mai mult de lucrat pe partea Parlamentului. Parlamentul trebuie să joace un rol mai activ în sensul promovării și împingerii acelor reforme. Un simplu exemplu a fost ultimele măsuri în domeniul financiar bancar care nu au fost adoptate finalmente pentru că Parlamentul pur și simplu a ieșit în vacanță și a fost adoptat doar în prima lectură. Deci nu este acceptabil acest lucru, având în vedere criza din sectorul bancar și credem că Parlamentul ar trebui să joace un rol mai activ în procesul de reformă și să susțină Banca Națională în acest sens.